Pamphil, ce este corupția electorală și care sunt principalele forme de corupție electorală în Republica Moldova? Corupția electorală este un fenomen foarte negativ, care are un impact semnificativ, dacă are loc, asupra deciziei alegătorului în privința realizării sau nerealizării votului sau modului în care va realiza votul. De regulă se manifestă prin oferirea de bani, bunuri, servicii în schimbul votului sau, cum spuneam, pentru nerealizarea inclusivă votului, în special dacă vorbim în contextul acestor alegeri, când avem și un referendum constituțional. Înțelegem că ar putea fi și o tactică a unor concurenți electorali ca, spre exemplu, să comunice alegătorilor mesajul de nu vă prezentați la vot pentru că noi vă propunem să vă dăm, nu știu, o sumă de bani. Deci nu este doar în situația când ți se spune cum să votezi, ci poate fi și pentru situația când te încurajează să votezi sau să nu votezi. Dar care sunt cele mai frecvente metode de corupere în Republica Moldova și cum ele s-au schimbat în ultimele 10 ani? Metodele pot fi foarte diverse. Noi, într-adevăr, am văzut în trecut mai frecvent situațiile când se ofereau diverse bunuri sau servicii, cum spuneam. Am văzut acele exemple cu, eu știu, pungi cu diferite bunuri, da? Produse alimentare, spre exemplu, sau atunci când unii candidați sau unii politicieni mergeau și, nu știu, făceau niște lucrări în ograda, nu știu, alegătorului, da? Cercând să-l ajute, ca și cum. Sau atunci când am văzut cum se instalează terenuri de joacă, terenuri sportive sau se repară anumite edificii sau bunuri de infrastructură și se prezintă lucrurile acestea ca fiind realizate, uite, datorită unui partid sau datorită unui concurent electoral. Respectiv, acestea tot sunt niște forme de corupere a alegătorilor, deși trebuie să spunem că atunci când analizăm definiția exactă care o avem în lege, pentru astfel de situații ar fi mult mai complicat de a demonstra care a fost beneficiul concret, direct, material al unei persoane. Pentru că, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, observăm cum formele de corupere a alegătorilor se modifică, se schimbă de la o campanie la alta. Într-adevăr, avem mai multe cazuri în ultimele campanii când se oferă niște servicii sau niște beneficii unei comunități, unei localități întregi, unui grup de persoane, fără a fi adresat unei persoane concrete. De aici provocarea ulterioară de a demonstra că, uite, acel bun, acel serviciu, acea sumă a fost cheltuită pentru o persoană X și că acea persoană, într-adevăr, și-a dat votul în consecință pentru un candidat sau într-un anumit fel. Deci, formele evaluează. Asta nu înseamnă că dacă noi avem o definiție care poate nu cuprinde întotdeauna exact acele situații care le avem la momentul de față, asta nu înseamnă că autoritățile nu trebuie să lupte cu fenomenul respectiv, pentru că în orice caz noi trebuie să înțelegem un lucru. Este vorba despre influențarea opiniei alegătorului, încercarea de a schimba decizia acestuia și, în consecință, schimbarea posibilă a cursului politic, spre exemplu, sau schimbarea unei decizii majore care putea să o ia alegătorul și societatea în ansamblu pe un subiect sau pe altul. Mai este important să discutăm despre corupție electorală și în contextul în care, atunci când unor candidați, spre exemplu, unor concurenți, li se tolerează astfel de fenomene sau astfel de încercări, respectiv voturile, presupunem sau înțelegem că se iau de la alți concurenți. Respectiv, este vorba despre acel tratament inegal, da, al concurenților electorali, despre șanse inegale care le au. De aceea, din ambele puncte de vedere sau datorită acestor ambelor argumente, este important ca corupția electorală să fie curmată încă de la primele încercări. Cu regret, noi în Moldova avem o problemă sau la acest subiect avem o problemă care nu prea a avut parte de multă atenție. Până prin 2022-2023 nu prea au existat cazuri, dosare penale, vorbim aici, deschise pe corupere electorală din vari motive. Da?
În primul rând, probabil pentru că este un fenomen, cum spuneam, destul de dificil de demonstrat și poate dura mult în timp să aduni probele pentru aceasta. Posibil și din cauza că nu a fost suficientă voință în, și politică pentru a soluționa, pentru a pune, în primul rând, în aplicare cadrul legal, pentru a aduce acele sancțiuni necesare pentru a sancționa, dar și pentru că nu a existat suficientă pregătire, probabil, a celor care trebuie să investigheze și curaj ca să se apuce de astfel de cazuri. Noi abia în anul trecut, dacă nu greșesc, în 2023, am văzut niște cazuri care au ajuns în instanțele de judecată sau care sunt pe masa procurorilor pe motiv sau pe alegații de corupere a alegătorilor. Și tot încă nu avem finalitate în aceste situații. Deci avem foarte multe discuții, multă lume cunoaște că există fenomenul, însă avem mai puține cazuri probate despre acest lucru. Dacă ar fi să facem o paralelă cu corupția în general, cred că din acest punct de vedere aici rezultatele sunt mult mai slabe. Sunt foarte greu de măsurat pentru că noi nu știm, datorită faptului că nu avem cazuri aduse în instanță și ele sunt foarte greu de probat. Nu putem să spunem că este un fenomen foarte larg sau foarte mic. În schimb, în spațiu public se vehiculează foarte mult. Jurnaliștii de investigație au avut diverse ocazii să se convingă de faptul că de fapt, politicienii, actorii politici recurg foarte des la fel de fel de, dacă nu oferire, cel puțin promisiuni de a oferi, pentru că iarăși este mult mai complicat să prinzi un caz concret că s-a oferit ceva și că a avut și efect într-un final, adică alegătorul în ziua alegerilor și a schimbat opinia, de exemplu, de a vota sau de a nu vota, sau de a vota într-un anumit fel. Aici iarăși este o diferență față de corupția în general, pentru că atunci când avem un caz de corupție elementar, s-au întâlnit eventual două persoane, unul a transmis, altul a primit înapoi, sau a semnat ceva înapoi pentru a facilita o tranzacție, spre exemplu. Deci lucrurile acestea pot fi fixate în timp, pot fi documentate cu metodele speciale de investigație, pe când în cabina de vot alegătorul este singur, votul este secret. Noi nu știm sau este foarte greu de a demonstra că, într-adevăr, oferirea unui bun a contribuit ulterior la schimbarea deciziei alegătorului. Deci asta este o mare provocare atunci când vorbim de cumpărarea voturilor sau corupția electorală. Și totuși este important, vreau să spun, să vorbim și să abordăm acest subiect, pentru că sunt convins că prin informare și prin educație noi putem să schimbăm inclusiv percepția oamenilor despre acest lucru. Recent, Parlamentul a adoptat o lege prin care au fost propuse modificări, completări la codul contravențional. Corupția electorală este deja interzisă nu doar de către, sau nu doar prin codul penal și nu doar pentru cei care oferă, este deja o interdicție foarte clară, expresă și pentru cetățeni de a accepta sau de a cere, de a primi bani, bunuri, servicii și așa mai departe. Adică vorbim despre corupția electorală pasivă, care, sau faptul pentru care alegătorul ar putea fi sancționat cu... Este vorba de sancțiuni care încep de la 26.000 de lei până pe la vreo 37.000 de lei. Deci este o sumă mult prea mare, în sensul mult mai mare decât cei ce eventual ar putea să, sau în orice caz, din ceea ce am observat și noi și din ceea ce s-a discutat în spațiu public, valoarea bunurilor sau serviciilor care se oferă este net sub această sumă. Deci noi nici într-un fel, nu, mai bine zis, noi descurajăm sau încercăm să descurajăm, iată, inclusiv prin metode legislative, acceptarea de astfel de bani, de astfel de resurse oferite alegătorilor. Domnul Pahil, ce prevede legea pentru cei care admit coruperea pasivă? Da, recent Parlamentul a adoptat modificări la codul contravențional. Cetățenii la fel sunt posibili de sancțiuni. Este vorba de sancțiuni de la 26.500, îmi pare că
lei, astăzi până la vreo 37.000 de lei pentru acceptarea de bani, bunuri sau servicii sau solicitarea de bani, bunuri sau servicii în scopul realizării drepturilor electorale. Deci, de asemenea, trebuie să spunem că cetățenii care se vor autodenunța sau care vor contribui la, nu știu, investigare, cercetare unor astfel de cauze, dacă cunosc despre astfel de situații sau dacă au primit cumva astfel de bani și vor declara de bunăvoie că, uite, da, cineva mi-a propus sau m-a încercat să-mi propună, vor fi sau pot fi absolviți de pedeapsa respectivă. Acest lucru este important să-l menționăm pentru că noi deseori auzim în spațiu public despre diverse încercări sau promisiuni de oferire și atunci cetățenii au posibilitatea inclusiv de a contribui la asanarea societății sau asanarea acestei probleme, pentru că altfel riscăm să acceptăm că este o problemă care vizează doar pe cei care au primit. Cum sunt folosite resursele administrative pentru a influența rezultatele alegerilor? Acest fenomen poate fi considerat drept o formă a corupției electorale? Noi, de o regulă, în rapoartele de monitorizare vorbim și despre acest fenomen, dacă este observat, și chiar le plasăm unul după altul. Vorbim aici de resurse administrative. De ce noi procedăm în acest fel? Pentru că și într-un caz și în altul considerăm că are loc o influențare asupra opiniei, asupra deciziei alegătorului. Dacă în primul caz vorbim despre încercarea sau tentativa, oferirea de bunuri de către unele partide care vor să ajungă la putere, în al doilea caz este vorba despre cei care deja eventual sunt la putere, atât la nivel central sau la nivel local. Este vorba despre utilizarea celor resurse materiale, umane, financiare care sunt la dispoziția autorității pentru a realiza niște promisiuni electorale sau pentru a realiza niște activități pe care ei, în mod normal, ca administrație, ar trebui să le soluționeze sau să le realizeze, dar care sunt prezentate eventual ca și realizări datorate unui partid politic sau sunt prezentate în beneficiu unui partid politic. Cum spuneam, scopul unei astfel de măsuri, de regulă, este iarăși să atragă de partea sa susținătorii, să atragă de partea sa electoratul, exact cum este și scopul primii situații despre care am vorbit, da, coruperea alegătorilor. Și totuși sunt lucruri diferite, într-adevăr, pentru că atunci când vorbim despre utilizarea resurselor administrative, este un fenomen pe care mult mai greu putem să-l, eu știu, observăm sau să-l demonstrăm. În speță pentru că, în principiu, autoritățile publice sunt cunoscute cu faptul că astfel de lucruri sunt interzise și, de regulă, încearcă să evite utilizarea, eu știu, să spunem așa, gravă sau vădită, deschisă a resurselor administrative. Tocmai din acest considerent, noi, atunci când vorbim despre resurse administrative, nu ne referim doar la aspectele materiale sau financiare, că sunt cele mai vădite și atunci este greu să fie contestate, dar ne referim și la aspectele de imagine sau aspectele nemateriale ale utilizării funcției publice, atunci când, spre exemplu, persoană cu funcție publică înaltă participă în campania electorală a unui sau de parte a unui candidat. Iarăși înțelegem că aceștia pot fi și membri unui partid politic, dar dacă acest lucru se întâmplă în timpul orilor de muncă sau cu utilizarea inclusiv anumitor resurse, știu, mașină de serviciu sau și așa mai departe, atunci cu siguranță trebuie să fim atenți la acest fenomen, pentru că iarăși este vorba despre condiții inegale în care sunt puși concurenții electorale, în primul rând. Dar acea imagine de care spuneam este și ea la fel de importantă, pentru că înțelegem că resursele sau funcția publică este una. A fi ministru sau prim-ministru sau având o altă funcție responsabilă în stat și făcând campanie pentru un concurent electoral, livrând niște promisiuni alegătorilor, șansa ta ca să le realizezi ulterior este la fel de mare. Deci, în mod normal, îți atrage asupra ta susținătorii, respectiv, având acces la
posibilitatea de a soluționa anumite probleme, cumva dezechilibreze șansele de care vorbeam, care ar trebui să fie egale ale concurenților electorale. Este important să spunem un lucru, totuși, că atunci când vorbim despre resurse administrative, nu trebuie să înțelegem că autoritățile trebuie să stea și să nu facă nimic. Da? Noi vorbim totuși despre o perioadă a campaniei electorale în care autoritățile trebuie să fie mult mai atente în modul în care sunt realizate anumite lucruri și cum sunt prezentate anumite lucruri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să reparăm drumuri, spre exemplu, în perioada dată. Asta nu înseamnă că nu trebuie să asigurăm alimentarea copiilor în școli. Asta nu înseamnă că, nu știu, alte lucruri nu trebuie sau nu pot fi făcute. Este vorba doar ca să ne asigurăm că o lună de zile sau cel mult 3 luni de zile cât durează perioada electorală, ne abținem sau suntem mult mai atenți la utilizarea acestor resurse ca să nu apară această dezbalanță de care vorbeam. Apropo de resurse administrative, în campania electorală acestea sunt interzise, adică atunci când se face agitație, noi încercăm de mai mult timp să vorbim despre necesitatea de a extinde, pensând sau este interzisă utilizarea resurselor administrative la întreaga perioadă electorală, pentru că am văzut că deseori, ca și partidele politice, ca și potențiale concurențe electorale, utilizarea resurselor administrative începe sau poate avea loc și înainte de propriu-zis campanie sau agitație electorală, pentru că toată lumea înțelege că urmează să aibă loc un scrutin. Dar, apropo, este important să menționăm că și corupția electorală și resursele administrative, pentru ambele fapte există practic sancțiuni chiar similare, este vorba de la 750 de unități convenționale până la 1150 de unități convenționale. Deci, inclusiv legiuitorul, în aprecierea pe care le-a dat-o, le pune practic ca, eu știu, greutate pe același nivel. Respectiv, spuneam și în campaniile precedente, noi, dacă observăm asemenea cazuri, întotdeauna am spus că da, este o problemă corupția electorală, uite ce au făcut unii, alții, a treilea, al patrulea concurent electoral, dar am observat cazuri și vorbim despre cealaltă fațetă a medaliei, când de regulă încă n-am avut, din ce țin eu minte, în ultimele campanii electorale, situații să nu fie observat utilizarea de resurse administrative din partea administrației publice centrale sau locale. Din păcate, într-adevăr, nu prea am văzut, așa cum de fapt am vorbit anterior și despre cazurile de corupere alegătorilor, nu prea există nici cazuri de sancționare a abuzului de resurse administrative. Și iarăși, încă o dată trebuie să spunem un lucru foarte clar. Nu este vorba despre a înceta realizarea activității administrative sau statul trebuie să-și exercite în continuare funcțiile. Este vorba de a demonstra într-adevăr caracterul abuziv al utilizării resurselor administrative în perioada respectivă. Și sunt perioade concrete de timp. Este vorba despre campania electorală în care este interzisă utilizarea abuzivă a resurselor administrative și, din punctul nostru de vedere, ar trebui să existe cazuri când autoritățile pe care autoritățile ar trebui sau ar putea să le investigeze. Care ar fi motivele, care ar fi cauzele? Probabil ar trebui întrebat și acele autorități, cum ați menționat dumneavoastră. Domnule Pamfil, spuneți-ne, vă rog, care sunt principalele motive a corupției electorale și există vreo legătură între situația socioeconomică și acest fenomen în Republica Moldova? Cred că există o legătură, cred că există, pentru că avem, din păcate, o parte a societății care este destul de săracă, trăiește cu resurse destul de limitate și atunci când ți se oferă, nu știu, 400 sau 500 de lei sau 1000 de lei, te gândești că este important pentru tine să-ți achizi niște facturi, să cumperi niște produse alimentare. Și cu toate acestea, încă o dată vreau să spun că este necesar să discutăm cu oamenii și să explicăm de ce fenomenul nu este unul care, sau de ce fenomenul este nociv. Pentru că nu este vorba despre ați rezolvat problema ta. Noi avem cu toții un singur vot, o singură dată în 4 ani, posibilitatea să influențăm decizia sau direcția în care se va mișca țara sau cine va conduce țara, fie în Parlament sau președinte și așa mai departe. Și dacă să ne imaginăm că un număr suficient de mare de alegători
vor fi corupți și lucrul ăsta va fi tot, vor fi cumpărați cu bani, să zicem, de către un concurent electoral și lucrul ăsta va fi tolerat de către autorități. Ce avem în rezultat? Avem o decizie care nu este cea care putea să fie firească, logică, pentru care oamenii, de fapt, în mod normal, ar fi votat. Da? Respectiv, avem situația când vindem ziua de astăzi pentru cei ce putea fi mai bine în următorii, de exemplu, 4 ani de zile. Dar haideți să vorbim atunci care sunt consecințele, ca să înțeleagă lumea dacă, uite, sunt consecințe și ele sunt grave și ele sunt de lungă durată. Păi, simplu, o să continuăm aceeași logică. Să zicem că astăzi cineva a oferit bani, tu ai oferit votul, ești mulțumit că ai făcut 1000 de lei sau ai câștigat niște bani și nu-ți bați capul de ce va fi mai departe. Dar, de regulă, din ceea ce s-a observat până acum, cei care au procedat în acest fel pentru a ajunge la putere, dacă reușesc să ajungă la putere, vor încerca să-și rezolve problemele personale sau să-și răscumpere acei bani investiți ulterior. Da? Și atunci ce vom avea? Vom avea eventual tendere cu prețuri mult mai mari, achiziții mult mai proaste, mult mai necalitative pentru diverse servicii, bunuri și așa mai departe, pe care noi trebuie să le facem din banii publici și care sunt gestionați ulterior de către unii factori de decizii sau cei care au ajuns la putere, într-un mod care nu este în interesul, de fapt, a cetățeanului. Da? Respectiv, riscăm să plătim mai mult pentru diverse servicii, bunuri și așa mai departe, riscăm să avem o calitate mai proastă a celor servicii, riscăm să avem decizii care nu sunt în unison cu interesele noastre, de fapt, a fiecărui cetățean, naturale, să spunem așa, spre care am tinde, pentru că noi am decis că, uite, astăzi îmi trebuie o sumă de bani și vreau să rezolv problema aceasta și este mai important decât să mă gândesc ce o să fac sau ce o să se întâmple în următorii 4 ani ulterior. Este o problemă, dacă doriți, și de morală sau de moralitate, pentru că, dincolo de aspectul financiar, material, pe care fiecare din noi poate să-l înțeleagă ușor, cetățenii trebuie să conștientizeze că ei, de fapt, singuri decid în cabina de vot, nimeni nu-i poate influența acolo, chiar dacă se vorbește despre faptul că ar exista anumite metode de verificare, de control și așa mai departe, ești acolo singur cu conștiința ta. Și gândește-te dacă nu cumva cei 500 de lei în perspectiva 4 ani de zile nu te-ar costa mult mai mult, inclusiv pe tine personal. Pentru că vei merge la magazin și lucrurile vor fi mai scumpe, pentru că medicamentele vor fi mai scumpe, pentru că drumurile vor fi mai proaste, pentru că direcția țării nu va fi cea în care tu vei dori, de exemplu, să mergi. Deci, rezolvăm astăzi o problemă cu riscul ca următorii 4 ani să fim nu acolo unde, de fapt, ne dorim și cu riscul inclusiv, încă o dată, să repetăm pentru alegători, de a primi și o amendă. De a primi o amendă consistentă în cazul în care vei fi identificat că, uite, cineva ți-a oferit și tu ai acceptat banii respectivi. Noi am văzut în acest sens eforturi consistente în ultima perioadă a autorităților, a poliției, în curmarea acestui fenomen. Deci nu trebuie să excludem inclusiv această posibilitate că autoritățile vor cunoaște despre faptul oferirii sau acceptării unor bunuri. Deci acele sancțiuni care sunt prevăzute sunt în premieră acum propuse, urmează să vedem cum se vor implementa în practică. Dar iarăși mai bine să mergem pe calea educației și a informării decât să riscăm să totuși luăm acea amendă. Dacă vor fi astfel de cazuri, sunt sigur că și astfel de situații vor fi sau ar trebui probabil oferite ca exemplu, pentru că oamenii să înțeleagă că, într-adevăr, există lege și că ea nu este doar una declarativă. Din păcate, încă o dată trebuie să amintim, corupția este despre două persoane. Despre cei care oferă și despre cei care acceptă. Și nu putem să-i sancționăm doar pe cei care îi oferă, fără să îi întrebăm și pe cei care acceptă, dar tu de ce ai acceptat? Pentru că promisiunea sau
dacă acceptăm ideea că votul tău este egal cu votul nostru a tuturor, de ce trebuie să acceptăm ideea că voturile trebuie cumpărate și pot fi cumpărate ca cineva printr-o acumulare masivă de voturi cumpărate să ajungă la putere? Deci este o problemă care lumea, sunt sigur că la noi, nu conștientizează pe deplin, pentru că așa cum ne-a obișnuit foarte mult, gardul nostru cât mai mare, mă ia hata scraiu, da? Și nu mă interesează ce se întâmplă mai departe. Din păcate, neîncrederea în clasa politică, neîncrederea în instituțiile publice, neîncrederea în ziua că, uite, cineva, după ce a venit cu promisiuni electorale, va și realiza din ceea ce a promis, îi determină deseori pe oameni să aleagă ceva mult mai concret, mult mai palpabil, sub forma unor bunuri sau bani sau servicii. Dar iarăși, asta este ceva mirific, ceva care este amăgitor. Noi mai degrabă trebuie să insistăm ca cetățeni spre aceea ca să cerem, de fapt, realizarea acelor promisiuni. Să cerem ca, odată ajunși în funcție, banii noștri să fie utilizați rațional, calitativ, eficient, pentru ca să ajungă pentru diverse, necesități, astfel încât starea sau bunăstarea fiecărui cetățean să se îmbunătățească.